Rămânem fără mormintele soldaților germani. Timp de o lună în cimitirul militar Bolovanii din Ploiești vor fi exhumate osemintele la 236 de militari germani decedați în cel de-al doilea război mondial. Motivul? Acestea vor fi strămutate în cimitirul Eternitatea din Iași. De astăzi, timp de 30 de zile, Uniunea Populară Germană pentru îngrijirea mormintelor de război desfășoară lucrări de exhumare la cimitirul eroilor bolovani. Ei sunt avizați să execute aceste lucrări de către Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, organism al administrației publice centrale din România, aflat în subordinea Ministerului Apărării Naționale, care gestionează problematica mormintelor și operelor comemorative de război din România. Ei vor exuma cei 236 de militari germani înhumați aici și căzuți în al doilea război mondial. Aceștia vor fi reînhumați la Iași, în cimitirul Eternitatea, în parcela germană. Mi se pare foarte corect și cinstit, lăudabilă treaba, pentru că au grijă de... Nu i-a uitat. Nu i-a uitat niciodată. Și nu-i uită. Mi se pare lăudabilă treaba. Sunt morminte Sigur. Multe. Da, da, da. Sunt peste 200. Da. Sunt foarte mulți căzuți în al doilea război mondial. Eroi necunoscuți. Da. Eu zic că e bine. Fiecare și duce mai aproape de casa lui. De... Da. Dacă și ai noștri le dau voie, bănuiesc că dacă au început să pături și așa... Sau au ajuns la o înțelegere cu... Doamne ajută! Din toată țara se pare că osemintele soldaților germani vor fi exhumate și strămutate. Această activitate o desfășoară organizația de mai mulți ani în România, de pe teritoriul întregii țări, din mai multe localități, zeci de localități din România, unde sunt înhumați militari germani. Și de ce s-a luat? Pentru că aceasta este politica statului german, prin acordul încheiat cu România, cu guvernul României, s-a stipulat acest lucru. Germania așa și îngrijește eroii, așa îi cinstește, de fapt, pe eroii ei, îi exumează și centralizează pe toți într-un cimitir centralizator în România, la Iași, la Propatria, în București. Lucrările de exhumare și strămutare a osemintelor solicitate de Uniunea Populară Germană pentru îngrijirea mormintelor de război se vor desfășura sub supravegherea și cu avizul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor.